Hei, bună, bine v-am regăsit la un nou filmuleț. V-am promis că am să revin cu rezultatul aproape final, că încă n-am terminat cu grădina, dar nu mai aveam răbdare. Deci am făcut acest foișor, cum s-ar zice. Am luat aceste balansoare de sus după terasă, că dacă v-ați uitat știți că le aveam acolo. Îmi place la nebunie culoarea și vrut un lila, dar îmi place și asta, nu am găsit altceva. Mai rămâne de pus sus, nu știu ce o să punem sus să nu plouă, dar e o zonă de relaxare, ne place la nebunie să stăm aici, mie și copiilor. Am agățat acolo, am avut iederă, am fost în casă și am agățat-o să vadă frumos. Deci îmi place foarte mult și lemnul l-am avut de anul trecut, căpriorii, deci totul este refolosit cum ar fi. Am avut la alt proiect și am stricat și l-am refolosit. Nu este el cel mai solid pentru că sunt mai subțiri, dar da, am înverzit și pomișorul. Ieri am spălat toată ziua aici și scările, dar după cum vedeți sunt din nou murdare pentru că anururi ca aici și se murdărește, n-am cum. Și aici am murdărit și aici am spălat, s-am făcut aici lăcăraie și a luat pe labe. Deci da, se vede super frumos, m-am gândit să vă arăt. Pomii au început să înflorească. Aici am mai așezat eu pietrele astea, încă nu e terminat. Aici am luat după Pinterest ideea cu ghivecele astea, la fel le-am avut de câțiva ani, am tot pus în ele altceva și mi-a plăcut ideea să pun așa, unde am pus căpșuni. Și uitați-o pe căstănuță ce se joacă, am dus-o pe anur în față și am prins ocazia să o las și pe ea să se joace prin grădină, că îi place foarte mult. Aici v-am arătat în acel filmuleț scurt aceste indicatoare, unde am scris love yourself first, smile, good vibe, enjoy every moment și happy. Îmi place foarte mult cum a ieșit. Carol mi le-a tăiat și eu le-am vopsit. Panseluțe, aici nu luați în seamă această cutie, că încă n-am luat-o de aici. A început să iasă răsadurile, aici am salată, gălbenele, și acolo am ridichii roșii și mazăre. Aici am oregano, salvie, mentă și rozmarin și câteva zambile. Și acolo am mazăre și a ieșit gălbenelele și mărarul. Am dat și pomii care îi mai am cu var. Îmi place mult cum a ieșit. Aici a ieșit ceapa. A început să iasă și acolo mărar. Aici mi-a distrus anur tot. Deci să vă arăt cum arată aceste scaune, care le-am tot spălat, dar m-am dat bătută. Cred că o să le iau de aici și am să le pun doar când vrem să le folosim. Uitați-vă cât de murdare sunt. Pentru că anur nu mai e aici, stă. N-am ce să-i fac. E cățel. Știam că așa o să fie. Nu poți să ții curățenie cu ea. Aici aveam foarte multe lalele, multe, deci am luat foarte multe și am aici coacăzi. Uitați-vă cum arată, deci s-au uscat, cred că și din cauza la băligarul acela de vaci. A fost prea puternic și s-au ars, dar a intrat anur aici, deci n-am avut cum, trebuie să cumpăr ceva să pun și aici, să fac un fel de grădință, am improvizat eu, dar nu. Aici, iarăși. Paletul acesta l-am vopsit eu cum am putut, nu mai mult de atâta n-am putut. Unde am panseluțe și aici gălbenele și aici am floarea soarelui pitică, am mai avut și se face foarte frumoasă mare. Aici e iarăși căstănuță, am vopsit și acea căsuță, aici am pus masa aceasta că mi s-a părut idee bună, am vopsit-o, bineînțeles că mi-a rămas de la acele săgeți vopsea și am făcut o roșie. Nu știu, am simțit nevoia să fac numai lucruri colorate prin grădină de data aceasta. Căstănuța. Și scaunele sunt de plastic, dar și ele trebuie spălate, dar nu am să mai cumpăr acum nimic pentru că
eu zic că sunt de ajuns pentru grădină. Și uitați-vă la cireș cât de uriaș e și înflorit. Deci asta este grădina mea. Asta să vă arăt și o grădină la țară cu un mic solărel și mai avem aici de adus piatră din aceea măruntă să băgăm umplutură pentru că este un pic lăsat de aici tot, pentru că aici o să vină piscina și e mare, pentru că până aici vine și e foarte strâmb. V-am zis în alt filmuleț că aici am avut piscina vara trecută și mi-a dispărut iarba. Dar da, uitați-o pe căstănuță. V-am mai zis că căstănuță, când am luat-o, am crezut că e băiat și de fapt e fată și a rămas căstănuță numele. Da, arată super, așa cu lecotețul ei. Super pentru mine. Acum nu știu cum vedeți voi o grădină mică la țară, unde e și un solărel și o grădină. O să arate mult mai bine când o să fie terminată și cu umplutura aici și când o să înverzească totul, o să vadă super frumos. Deci da, sper că v-a plăcut, că ați văzut o părticică din ce am făcut eu zilele astea, dar foișorul este preferatul meu, deci stăm foarte mult acolo. Uitați-o ce se zbenguie. Nu zic că este bine, nu știu, mie îmi place ca în grădină să fie frumos, așa estetic, plăcut ochiului. Fiecare cu preferințele lui și gusturile lui. Gusturile nu se discută. Mai sunt multe de făcut, dar fiecare în limita posibilităților și timpului. Dar eu zic că a ieșit foarte bine. Mai am să iau hamacul acela de acolo, de sus. Aș vrea să-l pun pe aici, prin grădină, de preferat aici, dar nu am cum să fac să-l prind. Am cireșul, dar mai trebuie ceva și nu e Carol acasă și... Da, sper că v-a plăcut. Aici a început să înverzească, în solar au început și răsadurile să iasă. Asta îmi place cel mai mult. După Pinterest am luat ideea și ăsta tot după Pinterest. Nu l-am făcut exact ca în acea poză, dar pentru noi este ok. Aici am un smochin care încă n-a făcut smochine, el face smochinele direct, nu florește. Astea le-am vopsit pentru că erau foarte urâte ca acelea de jos și mai mi-a rămas puțină vopsea roșie și am dat așa să se vadă mai, zici că sunt noi. Deci da, asta e grădina mea, sper că vă place cum arată, chiar dacă nu vă place, asta e. Eu am zis să vă arăt tot, dar ăsta este preferatul meu. Deci stau foarte comod, îmi beau cafeaua. Cea mai mare parte a zilei, când nu am treabă în casă, aici o petrec și eu și copiii. Sâmbătă, duminica stăm aici la grătar. Îmi pare rău că nu pot să țin scările alea curate, deci chiar am muncit ieri la ele, le-am spălat cu buretele și după aceea cu furtunul, dar asta e. Vă mulțumesc pentru vizionare și că l-ați vizionat, probabil că cu plăcere. Și ne revedem la următorul filmuleț. Uitați-vă cât de scumpă e căstănuța. Îmi place mult când o văd prin grădină și se duce singură la ea, la coteț, și intră singură. De sare e de jos, sus. Vă pup dulce și... De fapt, vă pupăm dulce și eu și căstănuță. Și ne revedem la un alt filmuleț. Oricum, eu o să mai vin cu update-uri cu grădina, pentru că nu s-a terminat aici. Carol a zis mereu că îți mai vine ție o idee și așa este. Cotețul lui căstănuț aș vrea să-l recondiționez cum ar fi, că nu-mi place deloc cum arată, dar urmează, că acolo v-am zis că ar trebui să fie un coteț de găini, dar nu știu dacă mai reușim să-l facem acum, că avem și altceva de făcut și am zis să facem după priorități ce trebuie făcut urgent. Cotețul nu e urgent și uitați-vă cât de frumos e, nu știu, nu se vede chiar așa în filmuleț, dar este plin de flori, plin. Și masa aceea acolo, să stai să mănânci, e super. Vă pupăm dulce, ne revedem la următorul filmuleț.